În această zi de 9 iulie, o zi în care dimineață m-am trezit cu o știre pe care nu înțeleg. Bună dimineața, Adriana Teodoru. O să ne lămurească doamna Teodoru. A, la asta vă referiți? Da, chiar toată lumea să vă este impresionată de faptul că a pierdut Brazilia. Nu, domnule, nu este impresionată de faptul că a pierdut Brazilia. Este impresionată de faptul că în primele 20 de minute ăia le-au dat 5 goluri. Despre asta este impresionată. Păi da, încă nu veniseră de acasă, probabil. Balonul e rotund, ce să... Păi da, dar era scor de tenis. Era o glumă, Sorin Lucian Ionescu scrisese la un moment dat. Pe... El comenta, directorul nostru de programe, comenta în timp real, ca să spun așa, meciul de aseară pe Facebook. Și mă mai uitam și eu, pentru că na, nu mă pricep foarte, foarte bine la fotbal, dar măcar atât glumele pot să le înțeleg. Și scria la un moment dat Sorin Lucian Ionescu, mă rog, că două lucruri. Primul era, m-a sunat o prietenă să-mi spună că în Germania la postul național de televiziune este Mircea Joană cu un apel disperat către nemți, nu vă grăbiți, așteptați până dimineață. Este o postare a lui Florin Chilian din de aseară, imediat de după meci. Și de asemenea că, în fine, a fost contactată Simona Halep ca să comenteze dacă, mă rog, cum e scorul. Și a zis că nu e nicio problemă. Că... tenis. Păi da, că de fapt cam așa era. Balonul este rotund. Da. Probabil au avut o zi proastă, au avut, nu știu, oameni lipsă în echipă, cine știe. Sunt convins că există explicații. Hai să vedem ce titluri avem Bun. Pe prima parte a emisiunii. Păi, în primul calup ne ocupăm de nebunia asta. Germania-Brazilia 7-1, seară de coșmar la Belo Horizonte pentru gazda campionatului mondial de fotbal. A fost învinsă, după cum probabil toată lumea știe, toți cei care, mă rog, urmăresc fenomenul cel puțin, cu 7-1, Brazilia a suferit cea mai severă înfrângere din istoria sa, precedentul eșec de asemenea proporții datând din 1920. O să vă dau câteva titluri de pe Daily Mail, pentru că sunt mai multe articole care fac referire la meciul de aseară. Germania celebrează victoria istorică. Germania nu este nimic mai mult decât o echipă bună, dar Brazilia i-a făcut să pară a fi bătăușul mondial. Acum sunt numărul 1, este vorba despre Miroslav Klose, a devenit golgheterul din toate timpurile la campionatele mondiale cu 16 goluri marcate, unul mai mult decât brazilianul Ronaldo. De remarcat că până aseară Brazilia era neînvinsă pe teren propriu în 42 de meciuri. Germania, câștigătoare absolută, joacă duminică pentru un al patrulea titlu mondial după cele din 1954, 74 și 90, iar Brazilia va evolua sâmbătă pentru locul 3 cu învinsa din meciul din această seară de la ora 23, Argentina-Olanda. Haideți să urmărim și materialul realizat de colegii noștri de la Departamentul Știri. Partida dintre Brazilia și Germania a adus în tribunele stadionului Mineirao din Belo Horizonte un număr de aproximativ 60.000 de spectatori. Într-o mare galben-verde, Brazilia era obligată să se califice în finala campionatului mondial. Sud-americanii însă au avut parte de o surpriză pregătită de Achim Löw și nemții săi. În minutul 11, Germania a deschis scorul prin Thomas Müller, care a înscris cu latul după o centare perfectă venită din partea lui Toni Kroos. A urmat apoi 6 minute în care panțărul german s-a dezlănțuit. Miroslav Klose, Toni Kroos de două ori și Samir Khedira au înscris și au stabilit scorul final la pauză, 5-0 pentru Germania. Nemții nu s-au oprit. În minutul 69, Andreas Schürrle a făcut 6-0 după ce l-a învins pe Julio Cezar cu un șut din interiorul careului. Același Schürrle a înscris ultimul gol al Germaniei în minutul 79. Fotbalistul lui Chelsea a șutat puternic și balonul a intrat în poarta braziliană după ce a lovit transversala. Brazilia a marcat golul de onoare în minutul 90 prin Oscar. Brazilia-Germania s-a terminat 1-7 și nemții se califică astfel în finala campionatului mondial. Brazilia nu a mai suferit niciodată în istorie o asemenea înfrângere. Până la meciul de aseară nu s-a mai înregistrat niciodată un scor atât de categoric în semifinalele campionatului mondial. Da. Venită pe fondul unor tensiuni
în rândul cetățenilor din Brazilia această înfrângere. A, bine, campionatul mondial e o întreagă problematică, are o întreagă economică. Problemă socială. Socială în spate, exact. Da, dată de sărăcie, care... de bani aruncați da, păi... cu nemiluita și acum cred că o să se amplifice un pic aceste tensiuni. Ce să se amplifice? Aseară, după meci, brazilienii au ieșit în stradă, vă citesc din gândul. Brazilia iese în stradă, înfrângerea provoacă haos și o să vedeți câteva imagini. Înfrângerea suferită de Brazilia în fața Germaniei în prima semifinală a campionatului mondial de fotbal din 2014 a provocat furia brazilienilor care au ieșit pe străzile din São Paulo și Rio de Janeiro organizând ample proteste în timpul cărora au dat foc steagului național. Campionatul mondial nu are o popularitate prea ridicată, oamenii nefiind de acord cu organizarea acestuia și cheltuielile imense. Puteți să vedeți în imagini cam ce s-a întâmplat pe stadion. Sigur, la început era și o glumă care a circulat pe internet aseară. Statuia lui Iisus din Rio, într-o deznădejde totală. O fotografie trucată, evident, iată imaginile. Da, bine că Dumnezeu nu e fotbalist, asta e șansa umorului, știi? Păi, tocmai, dar iată ce s-a întâmplat pe străzi, efectiv. Oamenii au ieșit... Dar poate imaginea asta poate să fie reală dacă ne uităm la ce a făcut Brazilia în ansamblu. Are probleme sociale cu sărăcia și a cheltuit o grămadă de bani pentru un campionat mondial de unde iese umilită. Asta da, poate fi o neînțelegere. Da, păi, un fel de vai de mine ce ați făcut. Tind să cred că acest campionat se va termina nu neapărat adică, în mod fericit pentru ei, pentru putea fi și mai ieftin, putea fi mai ieftin campionatul ăsta, dar știți cum e, ca și la ruși, la Olimpiada de la Sochi, toată lumea a vrut să beneficieze, da, dar rușii costurile sunt ruși. Erau triplate. La ei e altceva. Da, păi asta e, că au probleme sociale în țară. Păi... Oricum, cred că va fi foarte, foarte... Foarte multă tensiune în Brazilie și legată de nemulțumire și de orgoliu. Brazilia era bună la fotbal. Da, adică pe principiu, dacă tot n-am și în felul în care a fost masacrată aseară. Asta adică... arată că haideți ca să vă dau uman. Câteva exemple de reacții vis-a-vis de jucători. De ce implicați? Efectiv, capitanul Braziliei, David Luiz, a cerut iertare poporului brazilian. Spune așa, îmi doream să văd oamenii din Brazilia zâmbind. Toată lumea știe ce important este pentru mine să văd Brazilia fericită datorită fotbalului. Ei au meritat victoria, au fost mai buni ca noi, s-au pregătit mai bine. Este o zi foarte tristă. Cer iertare poporului brazilian, spune tehnic David Luiz. Tehnic vorbind, nu a avut apărare. Portarul Braziliei, Julio Cesar, a declarat că nu poate explica înfrângerea din meciul cu Germania, subliniind că ar fi preferat ca partida să fie pierdută cu 0-1 din cauza unei greșeli făcute de el. Până acum totul a fost frumos, dar aș fi preferat să pierdem cu 0-1 din cauza unei greșeli făcute de mine. Este foarte complicat să explici ceea ce nu poate fi explicat. Trebuie să recunoaștem valoarea fotbalului german, a spus Julio Cesar. Are că nici nu au avut apărare. Păi au intrat da, în eu nu spun, am dar vreți să, dacă e să fac acum o comparație apropo de toate ieșirile domnului Pițurcă, cel care nu mai reușește să califice România nicăieri, de ani de zile, dar nu-i nimic, dumneavoastră, păi, e tot acolo, noi care nu un contract beton. Noi da? Nu ieșim umiliți. Nu numai că nu ieșim, nu e umiliți. De unde să ieșim umiliți? Că nici nu intrăm pe undeva. Dar domnul Victor Pițurcă, de fiecare dată, după câte un meci din ăsta prin care aflăm că nu mai avem nicio șansă să ne mai calificăm pe undeva, este foarte... ne vorbește de undeva de sus, așa. Niciodată nu l-am auzit pe Victor Pițurcă ieșind să spună: îmi cer scuze românilor pentru că nu am reușit să calific echipa națională a României. Niciodată, niciodată. Și probabil că nici nu se va întâmpla asta. Păi n-are cu cine. Până când expiră contractul. N-are cu cine. Hai să vorbim și de fotbaliști. Păi fotbaliștii noștri înainte de meciuri se duc băieții la distracții, la fete, la... Da, un vechi proverb românesc spune că peștele de la cap se împute. Mă scuzați, așa sună proverbul. Da, așa sună proverbul. E adevărat. Ar trebui să-i strunească. Dar până la urmă, eu mă bucur. Deci nu plecăm umiliți de acolo. Stăm liniștiți unde ne este locul, cel puțin ne știm valoarea. Așa ceva însă e generator de... cel puțin, să zic așa, de nemulțumiri sociale, ca să nu zic de război de gherilă. O să vedem zilele următoare ce se întâmplă prin... Haideți să vă amuz în dimineața asta. Am găsit un articol foarte drăguț în Telegraf. Deci este depinde. Foarte drăguț. E așa, simpatic. Foc. Nu de alta, dar trăim un an în care am vorbit despre justiție și vorbim despre justiție de dimineață până seara. Unii
de o parte, alții de cealaltă parte, în fine. În Telegraf găsiți astăzi un articol intitulat Moravuri îndreptate râzând. Întâmplări reale din justiție la Constanța. Este vorba despre comediile din sălile de judecată. Nu citiți, domnule, că vreau să vă citesc, să vă amuz pe post. Da. Ședințele de judecată sunt prin lege solemne, așa că orice derapaj poate fi sancționat aspru de instanță în cazul în care se consideră că principiul a fost încălcat. Cu toate acestea, există și momente în care umorul, voluntar sau nu, își face apariția în sălile palatelor de justiție. De-a lungul anilor, justiția constanțeană a văzut și a auzit multe. Există numeroase istorii comice petrecute în instanță, unele dintre ele fiind consemnate și păstrate, practic. Așa au ajuns cei de la Telegraf în posesia lor. Iată, spre exemplu, cum un avocat susține un recurs civil în fața înaltei curți și spune așa. Hotărârea dată în apel, domnilor judecători, este complet greșită. Pot să vă demonstrez că nici nu s-au citit concluziile mele scrise. Cum puteți dovedi asta? Întreabă unul dintre judecători. Foarte simplu, domnule președinte, am depus 10 pagini de concluzii scrise și în mod deliberat le-am lipit între ele. Vă rog să constatați că așa sunt și în acest moment. Într-un proces de divorț, în cadrul audierii, soțul declară, niciodată n-am bătut-o pe soția reclamantă cu sălbăticie, așa cum susține, ci cu afecțiune, pentru că o iubesc foarte mult. Și nu e adevărat nici că o băteam zilnic. De multe ori treceau 2-3 zile. Practic, își susținea domnul apărarea, inculpatul către magistrați. Domnule președinte, cred că în cazul meu s-a făcut o greșeală în rechizitoriu, sunt acuzat de fals intelectual, iar eu am numai 4 clase, asta mi s-a părut foarte simpatică. Și într-un proces de divorț, vă dau doar câteva exemple, restul le găsiți în Telegraful de astăzi. Care este cauza neînțelegerilor dintre soți? Cauza nu pot să o știu, domnule președinte. Păi da, dar amândoi soții au susținut că le erați apropiat, că știți multe despre viața lor de familie. Da, dar cauza nu o cunosc. Vreau să spun că nu știu dacă el o bătea pentru că ea lipsea de acasă sau ea lipsea din cauză că el o bătea. Bun, repet, în Telegraf restul articolului. Umorul unor are și calitatea asta că spune marile adevăruri mai diplomatic, așa, mai puțin contodent. Dar uneori sunt triste adevăruri în toate cauzele astea. Adică vorbim despre bătaie, vorbim despre sau despre viol, erori, despre neglijență profesională, erori, dacă vorbim fals, despre cei de acolo. Da, vorbim de chestiuni destul de grave. Faptul că uneori românul mai apelează la umor e doar o formă de a nu nebuni cu totul. Haide, domnule, că astea sunt ca perlele la bac. Știți cum apar după fiecare examen la bacalaureat? Apar perlele de la dar, bac. Dar bine, așa, și acum se întâmplă în sălile de tribunal chestiuni amuzante. Problema este că sistemul de justiție uneori nu este deloc amuzant când pierzi într-o cauză și ajungi la o instanță superioară și câștigi, sau când în aceeași cauză se dau două hotărâri total diferite. Total diferite. Asta nu mai are niciun umor. Asta e... A, probabil că își zâmbesc așa. Cineva își zâmbește barbă, zice, ha, e bine. Dar nu. Adică, da, umorul e o formă de a refula în fața incredibilului și de a încerca să rămâi totuși întreg, de a nu nebuni pur și simplu, când vezi că altfel nu se poate, că n-ai cu cine. Că eu vorbă, domnule, n-ai cu cine să te înțelegi. Da, eu nu intenționam să fim așa de serios. Uite, următorul subiect este tipic societății românești și nu arată e nimic exact ce spunem. Umoristic cu cine. N-avem cu cine. În situația da, respectivă. Este o informație dedicată constanțenilor pe care nu știu de cât timp o așteaptă din Cuget Liber, când va fi gata podul IPMC. Podul IPMC din zona industrială a rezistat an la rândul la limită, pasat de la o instituție la alta, nimeni nu a vrut să-i poarte de grijă și să-l reabiliteze. Când au început să cadă grinzile, unii s-au gândit să-l închide, dar până la urmă nu s-au putut lipsi de el. În cele din urmă, CNADNR-ul s-a apucat de treabă, Compania Națională de Drumuri și Poduri, de fapt, secția respectivă, s-a apucat de treabă și l-a introdus într-un program de reabilitare. Lucrările au început în ianuarie 2014 și, deși ar fi trebuit să fie gata spre sfârșitul lunii iunie, tipic românesc, încă mai durează. În prezent, o bucată de pod lipsește, ceea ce cu siguranță va mai amâna inaugurarea. Ăștia de la companie ne dau asigurări că în luna august, gata,
podul va fi complet finalizat, dar cei de la Cuget au îndoiel și spun că deocamdată o bucată de pod lipsește, așa că nu-i văd ei capabili pe cei de la companie să finalizeze lucrările până în august. De altă parte, o expertiză comandată de Primăria Constanța a arătat la un moment dat că pasajul rutier nu mai poate suporta traficul greu și toate mașinile de mare tonaj și tirurile care circulau către port au fost redirecționate pe podul de la Butelii, motiv pentru care acum sunt probleme și cu podul de la Butelii. Autoritățile locale sunt îngrijorate de starea acestuia din urmă, având în vedere sarcinile la care a fost supus în ultimii ani. De altfel, viceprimarul Decebal Făgădău își anunța recent intenția ca imediat după finalizarea lucrărilor la pasajul Filimon și inaugurarea podului IPMC să demareze reabilitarea podului de la Butelii. Se pare însă că această operație nu se va face până anul următor. Deocamdată, important este ca până la urmă și la coadă să fie finalizate aceste reparații ale podului IPMC. Reprezentanții CNADNR susțin că podul ar putea fi gata și inaugurat complet în luna august. Ar putea. Deci totuși au luat așa o marjă. Eu nu înțeleg două lucruri. De ce există haos administrativ? Asta este una. Și doi, de ce durează așa de mult lucrările în România ale unor chestiuni totuși minore, un pod, un podeț, repararea unui drum durează foarte mult în comparație cu alte țări, alte zone, alte state, alte idei. Nu înțeleg. Sper ca podul de la IPMC să nu pățească precum Transalpina, că tot vorbim de CNADNR. Știi? Adică oficial nu-i deschis, dar voi puteți să treceți pe el, să nu ne alegem cu un pod fără elemente de siguranță, cum e Transalpina, cu un pod care înainte de a fi inaugurat începe să cadă bucăți din el, cum se întâmplă pe Transalpina, sunt zone unde asfaltul sau terenul, pur și simplu terasamentul o ia la vale, pentru că n-a fost consolidat la timp și acolo vântul, ploaia, umezeala, zăpada, natura, lucrează. Natura își vede de treaba ei, da. Și nu te poți război cu natura. Deci, eu astea două lucruri nu le înțeleg în România. De ce înainte să ne apucăm de o treabă, nu o facem temeinic și intrăm într-un fel de haos? A pățit săracul podul ăsta, că spuneți de plimbatul de la autoritate la alta. Și doi, de ce durează totuși niște chestiuni minore atât de mult? Uite, fac o comparație. Podul de la Gigea se repară de nu știu când. Înțeleg, e trafic, trebuie din când în când deschis, lucrările mai încetinesc și așa mai departe. Domnule, ăla nou, care e lângă el vreo un kilometru și ceva mai la stânga, e aproape gata, cred că o să se termine înaintea lui. Da. A mai fost podul de la Ecluza de la Gigea, de la Cernavodă, unde trebuia să ocolești prin tot orașul, pe niște drumuri destul de accidentate, ca să spun așa, pentru că CNADNR-ul a lucrat la podul ăla să-l reabiliteze un an și ceva, când alți experți spuneau că se pot face lucrările și între ele. Nu înțeleg de ce în România durează atât de mult să faci niște chestii. Mai vorbeam și eu cu cineva. Deci când te duci la lucrările astea, vezi. Doi muncitori stau, vreo trei mănâncă, vreo alți doi joacă table, vreo doi muncesc acolo, nu știu ce, mestecă în pământ. Un șef de șantier stă să uită la ei. În general, treaba merge bine la noi. Am plecat ca să muncim, dă Doamne să nu găsim, cam așa vine. Nu știu, poate pentru că este o companie națională și pentru că nimeni nu-i trage la răspundere, nu, mă gândesc. Nu cred că numai la companie vorba, am văzut și la, la firme cu care se subînchiriază. Aici este clar o greșeală a statului. Transalpina n-a fost făcută cu altă firmă. În mod normal, dacă el nu-și respectă termenele contractuale, contractul nu-i mai dea niciun ban. Iete, acum CNADNR-ul nici nu poate să rezilieze contractul cu Transalpina. Că l-au făcut în așa fel încât să nu poată fi reziliat. Da, asta e. Și sunt două variante. Ori suntem incompetenți, ori avem interesul să ne comportăm în felul ăsta. Da. E greu să aleg între astea două. Mie mi-e greu să aleagă publicul, telespectator și auditor. Dar eu aș prefera să chemăm chinezii. Deci, dacă chemăm, dar cred că și pe chinezii o să-i lămurim. Cred că și pe chinezii o să-i lămurim. Da, rezultate prea... Se spunea, o să vină chinezii, o să facem niște autostrăzi, niște aia, niște trenuri, niște... Deocamdată am reușit după ani și ani de zile să dăm drumul. Era mare, văd că e mare știre națională, că merge trenul de la București la Constanța, costă 60 la oră. Când trebuia să meargă de acum, nu știu, 15 ani, 16 ani era proiectul ăsta. Eu zic să nu ne pripim. Stați un pic. Să vedem cât ține. Să vedem că acum, știți, vine canicula, se dilată șina, după care vine frigul, se contractă șina. Nu, vine zăpada. Te protejești cu totul cu șină în zăpadă. Vedem, zic să nu ne pripim. Da. Ultimul subiect din prima parte a revistei presei de astăzi.
nu o să poată părintele Tănăsescu să comenteze prea mult, pentru că nu se implică în politică, dar mie... Nu la modul partizan. Nu la modul partizan. Ia, hai să vedem. Place, deci mie îmi place mult subiectul ăsta. V-am zis ieri că n-am adus aici în discuție scrisorile. Sunt niște scrisori între doamna Udrea și domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Le publică Adevărul, le găsiți acolo, scrisori. Pac! Doamna Udrea, domnul Ungureanu, doamna Udrea, doamna Ungureanu, își scriu scrisori. O să vă citesc din Jurnalul Național. Scandal uriaș. Cum s-au vândut locurile de europarlamentar la partidul lui Udrea. Știți neastră cine este Teodor Baconski? Domnul Teodor Baconski este fost ministru de externe, fost membru PDL, fost membru PMP, PMP-ul fiind partidul doamnei Udrea. Ambasador al României la Vatican. Fost ambasador al României. Fost cetățean implicat într-un scandal cu jacuzzi și cu o doamnă. Mai rău, acum... Acum, da, sigur, personale... sigur. Istorie personală, dar cu implicații că, mă rog, era și doamna era reprezentanta asta al statului român, știți. Mă rog, în fine, nu intrăm în chestiuni intime. Deci domnul Baconski a făcut precizări uluitoare privind modul în care s-a stabilit lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din acest an. Baconski spune că i-au fost ceruți 100.000 de euro pentru un loc eligibil, mai exact pentru a treia poziție pe listă, mă rog, așa considera doamna Udrea, PMP-ul, că al treilea loc e un loc eligibil, după Cristian Preda și Siegfried Mureșan. Astfel se naște întrebarea. Dacă lui Baconski s-au cerut 100.000 de euro pentru locul 3 pe listă, cât au dat Cristian Preda și Siegfried Mureșan? Ce spune domnul Baconski? Mi-am dorit să câștig un mandat de eurodeputat, fiind convins că experiența și CV-ul meu m-ar ajuta să reprezint eficient și onorabil România. Nu a fost să fie. Dar nu am abandonat lupta. Am candidat pe un post de vicepreședinte al PMP, adică pe funcția deținută din august 2013. Dar nici aici n-a mers. În acest rezumat nu intră mii de detalii, lovituri interne, nedreptăți, abuzuri sau umilințe. Nu intră nici tensiunile din PMP, după ce Florin Popescu ieșise la un prim scrutin intern cap de listă, sau pentru cei 100.000 de euro care mi-au fost ceruți cu scandaluri și insulte pentru a fi tolerat pe locul 3, loc considerat eligibil. Evident, nu aveam de unde să scot o asemenea sumă, a scris Baconski pe Facebook. Adrian Papahagi, coleg de cameră cu domnul Baconski, coleg de partid, așa, a demisionat și domnul Papahagi din PMP. Și asta așa. Îmi pare rău de fiecare clipă, fiecare efort, fiecare naivitate îngropate în proiectul PMP confiscat de Elena Udrea. O consider pe Elena Udrea un produs periculos al noii generații de politicieni. Regret nesfârșit eșecul proiectului inițial al PMP, spune domnul Papahagi într-o postare pe rețea de socializare. Oamenii și-a scris pe Facebook, știți, Elena Udrea un produs periculos, și-a dat seama domnul Papahagi. Domnul Baconski, după ce a ieșit Udrea aseară pe un post de televiziune și a zis ha, evident că banii nu s-au dat, constat că sunt oameni care au fost promovați în funcție de Traian Băsescu, eu am sesizat că există o teză a doamnei Udrea, știți? Doamna Udrea, despre toți cei care au ceva de comentat la un moment dat, spun așa: te-a promovat Băsescu și acum ce faci? Vii și arunci cu noroi în Băsescu. Păi nu e vorba aici nici de Băsescu și teoretic, nu știu, am preferat să considerăm că oamenii care ajung în anumite funcții au și niște merite pentru care ajung în funcțiile respective, dar se vede treaba că nu e așa. Deci l-a promovat Băsescu, spune așa, iar când acesta își termină al doilea mandat, își caută un loc de unde pe viitor să-și poată continua o carieră politică de succes, speră ei, neputând... Vă bateți cu lumea politică și eu văd o știre live acum pe un post de televiziune, un travestit a fugit cu banii mănăstirii. Păi, asta știre! Aoleu, asta o comentăm mâine dimineață. Nu, ce-ți comentăm? Dar travestitul, stați puțin, lăsați, o comentăm mâine dimineață, da. De ce să nu comentăm? Dacă îmi dați breaking news aici, eu tocmai citam din doamna Udrea și m-ați întrerupt ca să-mi dați breaking news. Doamnă, serios, politicienii ăștia se schimbă cum e vântul. Cum lăsați, domnule, dar e important să cunoaștem cine sunt oamenii ăștia. Păi vă citesc eu, Elena
În 2010. Da. Sunt foarte bucuros să lucrez cu tine. Trebuie să fac eforturi monumentale ca să nu cad sub farmecul tău în calitate de coleg. Ești inteligentă, ești frumoasă, ești tenace, ai anduranță, are anduranță, la mediul general dezgustător al politicii românești și nu te deranjează vecinătatea oamenilor de valoare. Ceea ce înseamnă că vei putea face cu oricine echipe de valoare. Păi, da, da, nu cu domnul Baconski. Să luăm pauză, că e mai bine. Are, domnule, că e o mizerie, dar eu pot să spun asta înainte de pauză. Este o mizerie, dar mie mi se pare... În general, mediul, ați văzut pare... că a zis, nu, gura păcătosului adevărăște, mediul politic este dezgustător, scrie acolo. Păi a spus acolo, tocmai ca să convină, da, bine, că Udrea este altfel. E pierdere de timp să stai să intri între declarații de jocurile lor, e serios. Știți de ce nu este pierdere de timp? De ce? Pentru că de foarte multe ori cetățeanul român merge și pune ștampila pe niște oameni despre care habar nu are. Cine sunt, ce background au, ce au făcut în viața lor, care este istoria lor politică. Mie mi se pare important. Eu zic că începem să ne lămurim. Păi să-i cunoaștem, să știm că ce au făcut așa. Poate, cine știe, reușim să îi mai selectăm. Bine, să mai cernem sita. Poți să am statusul de no comment? Păi oricum luăm pauză. După care, practic toate comentariile la Eugen Tănăsescu. Imediat revenim. Am revenit la Facebook-ul de astăzi și începem cu o știre. Dezastru la Banca Vaticanului, Papa Francisc, în dorința de a mai schimba aerul prin Biserica Romano-Catolică, ia măsuri extreme, intenționează să înlocuiască conducerea Băncii Vaticanului, spune Bloomberg. Asta după ce, atenție, profitul Băncii Vaticanului a scăzut cu 97%. Păi nu vrea să prospăteze aerul, s-a uitat la cifre. Cine e acolo, deci, la bancă? În 2012, Banca Vaticanului a făcut 86,6 milioane de euro, iar anul trecut a făcut doar 2,9 milioane de euro. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este de genul următor. Vaticanul e bine să aibă bancă? E normal că are bancă sau nu? Domnule, haideți să vă întreb și eu. Ei își țin banii la bancă, înțeleg, da? Deci Biserica Catolică, deci, ei țin banii la bancă? Banca aceasta a fost fondată ca un institut pentru opere caritabile. Am înțeles. Sub tutela statului, Vaticanul e stat. E stat, da, corect. Da, deci este un melanj așa, făcut între autoritatea eclezială și autoritatea statală, lumească. Asta e, aici e toată dilema. Deci ei țin banii acolo. Păi e Banca Vaticanului, dar se cheamă religios Institutul pentru Opere Caritabile. Am înțeles. Biserica Ortodoxă Română unde își ține banii? Noi prin băncile care sunt în România. Deci noi Biserica Ortodoxă Română așa funcționează? Are conturi prin băncile? Da, noi nu, nu avem o banca noastră, nu avem nicio instituție. Pentru că noi avem acest principiu că nu vrem să fim nici stat lumesc și nici nu ne permitem instituții proprii financiare să facem concurență. A fost la un moment dat o idee să fie o bancă a bisericii, tot așa, după model catolic, dar a renunțat la idee pentru că era foarte complicat. Plus că o bancă e o afacere. Da, vorbim de profitul Băncii Vaticanului, care este institut de opere caritabile. Sună puțin aerea profit cu caritate. Dar mă rog, s-ar zice că din acest profit Vaticanul face opere caritabile și probabil că asta este și supărarea papei, că nu mai are profit de unde să facă opere caritabile. La noi nu funcționează așa. Noi ținem banii prin conturi și de acolo îi administrăm cum putem și noi. Sărăcia și nevoile și neamul. Se administrează pe fiecare arhiepiscopie individual sau se administrează centralizat? Nu, Biserica Ortodoxă nu funcționează centralizat. Este mai relaxat acest lucru pe baza unor autonomii locale și chiar naționale. Patriarhia Română are o autonomie față de celelalte biserici. Fiecare eparhie are o autonomie față de patriarhie. Și fiecare parohie, la rândul ei, are o autonomie față de arhiepiscopie. Adică parohiile sunt unități juridice de sine stătătoare, cu cod fiscal în sistemul economic și tot ce deci, mai teoretic, ei pot să taie chitanțe. Adică de aia ne taie chitanță, dacă plătim acea taxă oficială. Pentru taxele bisericii se taie chitanță. De asta spun, adică ei sunt înregistrați din toate punctele de vedere. Banii intră într-un sistem de contabilitate, da. Da, mă refer la acei bani, banii oficiali, banii care se dau cât e taxa dacă de botez. Dacă tot la banii noștri am ajuns, de la banii Vaticanului. Păi mă întrebați de ce treabă am eu cu Vaticanul. Să-și țină banii cum vor ei.
Biserica Catolică... Ne, ați ocolit subiectul. Mergem n-am ocolit, domnule, subiectul, n-am nimic împotrivă. Vreau să spun că e aceeași mărie cu altă pălărie. Ei au forma asta de bancă. Își țin acolo... Ei, bine, papa a vrut să transparentizeze activitatea din Institutul ăsta de opere caritabile, pentru că de ceva vreme Vaticanul a avut lovituri de imagine puternice. De-aia și fost adus acest papă și nu altul. Printre care și tot felul de afaceri presupus necurate la Banca Vaticanului. Ca să nu mai vorbim de alte scandaluri. Da. Da. Legate de, mă rog, pe diferite subiecte. Pentru da, are foarte multe probleme. Da, are foarte multe probleme. Biserica și, uite, încearcă să o rezolve. Ideea este că noi în România suntem pe butuci. Adevărul publică două articole despre taberele școlare românești. Într-un articol se vorbește despre toate taberele școlare care au fost puse pe butuci, iar într-un articol se vorbește despre taberele de la malul mării, în mod special, despre faptul că pe taberele foste de stat școlare au răsărit taberele private care sunt prospere pe ruinele celor de la stat, iar restul s-a transformat în ruină. Eu asta nu înțeleg. De ce lucrurile pe care le-am moștenit din comunism? Taberele astea școlare le-au făcut comuniștii, da? Bun. De ce după Revoluție n-am fost în stare să întreținem aceste tabere ca autoritate de stat, mă refer? De ce dându-le la privat ele merg? Și de ce la stat se prăbușesc? De ce statul nu mai este eficient? Asta este marea mea întrebare în România. De ce dăm resurse, de ce, iată, tabere și așa mai departe? Eu înțeleg că în capitalism se trece de la forma centralizată de stat ca proprietate la forma privată de stat și că mulți ani a trebuit să trecem de la stat la privat, adică fiecare să apuce ce găsește în țara asta, că despre asta este vorba. Dar totuși e vorba de copiii noștri. Am citit la un moment dat un articol în care cineva se întreba unde au dispărut cei 450.000 de securiști care erau înregistrați oficial în documente până în 1989. S-au reconvertit profesional, unii. Bun. Uite, de-abia ieri am reușit să vedem de afaceri, al cincilea torționar. Unii în autoritate publică, unii în tot felul de business-uri și de învârteli. Drept pentru care nu cred că este greu de înțeles de ce, dacă porniți așa prin România și mergeți prin România, știți, și ajungeți prin orășele mai mici, prin comune, unde la un moment dat exista o economie locală bazată pe o fabricuță, bazată pe nu știu ce fel de tip de comerț, o să descoperiți că sunt zone întregi de prăpăd. Prăpăd însemnând Ruină. Pentru că, mai mult ca sigur, există un interes ca cineva, ca acea locație să cadă în ruină, iar ca cineva la un moment dat să vină și să dea 2 lei pe locația respectivă. De-aia, în parteneriat cu autoritatea locală, se bate palma, este lăsată în paragină locația respectivă și apoi vine mărețul investitor care, iată, vine să pună pe picioare investiția cu pricina și dă 2 lei statului. Ia tu, stat, 2 lei, că practic eu iau o ruină de aici, da? Eu vin și trebuie adică să investesc. Adică nouă tuturor să înțelegem că statul, de fapt, bugetul statului e bugetul nostru. Așa da, nouă tuturor să fie, ne dă 2 lei și autorității mai dă încă 1000 în buzunar. Pentru că... Da, asta trebuie dovedită. Că da, nu, e o teorie. Bineînțeles că nu e. Comisionarismul și așa mai departe. Știm cu toții este că o teorie, se tot vorbește. Dar... Problema mea este una singură. De ce statul român începe să pară în incapacitate de a-și exploata propriile sale resurse? Iar mi se pare, asta mi se pare pusă un pic greșit problema, pentru că statul român nu e o entitate așa de undeva de care plutește deasupra noastră. Nu, e vorba statul de român înseamnă niște indivizi. Aparatul indivizul care administrează Popescu, țară. Ionescu da. Și așa mai departe. Deci niște indivizi înseamnă statul român, da? Un și exemplu. Dacă... Uite un exemplu. E simplu. Da, uite un exemplu de capacitatea administrativă a acestei țări. Știți că la un dat a fost mare tantam acum ceva vreme cu legea Big Brother, prin care
datele generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuiesc stocate 6 luni, prevedea legea Big Brother. Legea a fost promulgată în iunie 2012 de președintele României și este cunoscută în spațiu ca legea Big Brother. Ei bine, Curtea Constituțională a decis că legea este neconstituțională. Decizia este definitivă, general obligatorie, se comunică celor două camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională. Prin urmare, stocările astea de date sunt neconstituționale. Și având în vedere această informație, eu acum sunt teoria conspirației în această dimineață, deci clar, sunt lovită de teoria conspirației. Adică, mă rog, nici la americani ce face NSA-ul nu e tocmai constituțional în urma dezvăluirilor. Spionajul e altceva. Nu, asta era o chestie, obligație legală. Deci faptul că NSA-ul îți spionează fără știrea ta un calculator e una. Păi se va transforma asta cu obligația faptul că vine legală legea, în spionaj. Faptul că legea vine și spune, domnule, tot ce trafici tu reții pentru 6 luni de zile și în 48 de ore, cum spunea legea, ni le pui la dispoziție dacă vrem, e altceva. Dar asta vine după ce Europa a dat un semnal puternic. Da? Că Europa la un dat a zis că stocările astea de date nu prea sunt în regulă. Da, Europa teoretic încearcă să aibă o opinie mult diferită față de ce se întâmplă în Statele Unite și să pună cumva frână întregii nebunii declanșate. Mai nou se dorește reglementarea internetului, ceea ce mi se pare iarăși o nebunie. Chiar astăzi, să știți, n-ați văzut seriul român? Chiar astăzi sunt seriul discuții a venit că, dacă domnule, poate noi să fi tras la răspundere proprietarul unui site pentru comentariile care sunt făcute pe site-ul respectiv. Da, chiar asta e cea mai, asta e cea mai mică problemă. Cea mai mare problemă este că seriul vroia ca toate calculatoarele să fie înregistrate, să fie supravegheate și mai mult decât atât, să se suprime accesul la internet când dorește seriul al utilizatorului fără niciun drept de apel și să intre în calculatorul tău și să supravegheze fără nicio autorizație din partea vreunui tribunal, autoritate, ceva. Adică când vrea seriul să te caute, să... Adevărul este că, având în vedere, știi, epoca pe care o în care am intrat și pe care o traversăm, repet, cred că mai avem multe de învățat vis-a-vis de cine în calculatorul lui cui poate intra și cine ce poate să facă și multe au de învățat inclusiv ei, având în vedere cum le sparg hackerii din când în când site-urile și cum se plimbă nestingheriți prin toate informațiile oficiale. După mine, totuși, dacă e să ne uităm așa pe departe, autoritățile române sunt mult în urmă. Sunt foarte defazate față de ce se întâmplă în plan internațional cu internetul, comunicațiile. Cu pirateria. Da, noi suntem undeva mult în urmă. Noi mai mult practicăm asta. Inaugurăm niște sisteme informatice pe bani mulți, care nu la ora putem asta administra încă nu și folosi, exact. Da, noi cam în asta vrem banii, mai avem până la... Dar dorința asta bruscă a seriului de a face chestiunile astea e foarte... Cum să spun? Deci nu știu dacă e neapărat ideea lor. E foarte... Da! Și asta e adevărat, ținând cont de faptul că Snowden e în Rusia. Și da? Nu știu, așa. Că suntem și noi așa. Un importanți. Avertisment pentru tineri. Avertisment pentru tineri. Atenție, societatea... Ce societate? Societatea de neurologie din România se întâlnește în cadrul Școlii Internaționale de Vară de Neurologie, da? La Eforie Nord, și avertizează că tinerii sunt din ce în ce mai afectați de bolile bătrâneții, de boli neurologice, scrie Jurnalul Național. Printre factorii ce generează aceste boli, specialiștii includ stres, consum excesiv de alcool, deficiențe în alimentație sau expunere la substanțe toxice. Chiar și în cazul accidentelor vasculari cerebrale se constată o creștere în rândul tinerilor a acestor accidente cu vârsta sub 30 de ani. Da, spunea la un moment dat un profesor doctor că înainte de 90, în momentul în care venea un pacient în urgență, da, de 31, 32, 33 de ani, nimeni, simțindu-se rău, chiar prezentând anumite semne a unei afecțiuni neurologice, oricum nimeni nu își punea problema că ar putea să fie vorba despre un accident vascular. Exact. Nimeni
din personalul medical nu își pune această problemă. Acum este primul lucru la care se gândesc. Deci primul lucru te trimite imediat la tomograf. Deci computer tomograf, imediat, ești trimis. Care sunt semnele? Astea sunt. Iată. Da. Poftim. Iată, stilul de viață nu știu exact dacă probleme. Neapărat, da, cred că foarte mult și, da, stresul în care trăim, stres, felul în care... deficiențe în alimentație, n-ai vitamine destule, organismul începe să se epuizeze și expunerea la substanțe toxice. Păi nu găsim substanțe toxice până și în spray-uri, în parfumuri, în cosmetice, în... găsim substanțe toxice pe... Ați citit vreodată lista unui, nu știu... unui produs cosmetic. Cosmetic, da. Și? Da, pentru că la un moment dat era o problemă. Cum se numeau, Dumnezeule, dacă conține sau nu conține produsul... Aluminiu. Nu. Era ceva de aluminiu. Era o substanță, da, care nu trebuia să fie conținută și acum... Oxid de aluminiu, ceva era. Se numește într-un fel, da, și acum scrie pe produsele care sunt chipurile free. Deci, era vorba și de acele CFC. Free. Da, acele CFC, substanțe care contribuiau la creșterea efectului de seră. Acum. Da, 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 se numește într-un deci fel. Găsești în substanțele chimice cosmetice, ca să zic așa, găsești tot felul de chestiuni. Evenimentele negative din viața noastră au repercusiuni și asupra sistemului imunitar, diminuând capacitatea de apărare a organismului și favorizând apariția bolilor. Paraben free. Asta, da. Știți, uneori se mai fac și chestii comerciale. Eu am mai văzut treaba asta. Inventezi o problemă. Care după care... cu iaurtul, știți, da, cu iaurtul. Inventezi o problemă și pe aia vii și spui no, conține e, asta n-are. Bifidus, da. Nu știu de care. Da, păi da, dar aia oricum e conținută de organism. Care, adică, da. În principiu, nu, da, e o problemă. Așa. Da. Deci sunt și tehnici de marketing, să fim serioși. Din păcate, ultimul subiect din Facebook-ul de astăzi, din păcate, la nivel internațional, tensiunile sunt din ce în ce mai mari, în timp ce în Ucraina, armata din Ucraina eliberează sau încearcă să elibereze estul Ucrainei de separatiștii proruși, a început practic războiul între Israel și mișcarea islamistă Hamas. Știți, a fost o chestiune. Trei adolescenți israelieni au fost găsiți uciși. Au fost răpiți și găsiți. Au fost răpiți și uciși. Da. Apoi chestiunea s-a inflamat de partea cealaltă când unul de al Hamasului. Extraordinară, da. Pentru că asta s-a întâmplat în câteva săptămâni. Da. Deci nu vorbim de... Apoi un reprezentant al Hamasului a fost la rândul lui ucis de israelieni. Hamasul s-a enervat și niciuna, nici două, ce a făcut, a trimis numai puțin de 40 de rachete asupra Israelului. Adică nu că o bombă, mai erau mașini capcană, mai erau tiruri de insurgenți. De la ce oră, a fost scrisă băștirea în această dimineață? Nu, asta pentru este că... ce s-a întâmplat ieri dimineață. Da, pentru că de asta mă ieri dimineață, după care, păi nu, că facem o cronologie a știrii. Deci Hamasul s-a inflamat și a trimis 40 de rachete asupra Israelului, după care Israelul a ripostat noaptea trecută și a făcut un raid aerian în care, sigur, au murit și foarte mulți civili. Aici e problema că tot timpul în chestiunile astea mor civili nevinovați. E inevitabil, și acum, oamenii ăștia nu își dau cu bâta în cap, trag cu rachete. Ultima știre este că guvernul israelian a autorizat mobilizarea 40.000 de rezerviști în perspectiva unei posibile ofensive terestre în fâșia Gaza. Adică nu numai cu avionul, merg păi, și terestru. Azi noapte, aviația israeliană a desfășurat 160 de raiduri în fâșia Gaza. 160. Da, uite cum poți porni un război de la mai nimica. Mi se pare foarte, foarte grav ce se întâmplă acolo. Iritarea asta pe motive religioase și economice. Înțeleg că acolo tensiunile sunt vechi. Și... Asta era întrebarea. Sunt extrem de, e extrem de complicată istoria în zona respectivă. Este extrem de complicat. De altfel, nu reușesc, iată, de atâta timp să cadă cumva, nimeni nu lasă de la el, ca să spun așa. Despre asta este. Chiar mă gândeam apropo de ce se întâmplă aici lângă noi. Dacă am tot vorbit lunile trecute despre situația din Ucraina. S-au mai înțeles, s-au mai negociat. S-au mai tolerat, s-au mai spunem, tolerat, da. S-au liniștit. Uite, vezi, chestiunea asta cu adolescenții, trei de o parte, unul de altă parte, a scos armele pur și simplu.
Da, și mă rog, sigur, ca de fiecare dată Statele Unite intervine condamnând tirurile de rachete lansate asupra Israelului. Că, mă rog, așa e în tenis. Da. Cineva trebuie să țină cu altcineva și cineva trebuie să intervină de o parte sau de alta. Și asta spuneam, că am tot discutat despre povestea asta cu Ucraina și cu... Sigur, lucrurile nu s-au calmat acolo nici pe departe, ba, dimpotrivă. Continuă zilnic, în fiecare zi. Păi vă dați seama ce înseamnă dacă pornesc au loc agresiuni. 40.000 da. De rezerviști în fâșia Gaza, dacă intră acolo cu tancul, cu de asta spun armată, acolo lucrurile cu... sunt complet diferite, pentru că toată lumea face armata. Adică da. au rezerve de rezerviști. Da. Și au de unde să... Mai era o știre dimineață, văzusem pe CNN, că se pregătesc femeile mujahedin să intre în mișcarea islamistă. Știți că și între Siria și Irak e iarăși mare problemă cu statul ăsta islamist, care a început să acapareze resurse, rafinării, teritorii și așa mai departe. Acum, pentru că li s-a mărit statul și arealul și nu mai au soldați, ca să spun așa, teroriști, vor să bage femeile cu arma în mână. Bine, cu pachetul de dinamită pe ele. N-ar fi o problemă, și... pentru că ei au făcut asta. Adică la ei e ceva obișnuit. Femeile pot să activeze. Au fost vorba aceea atâtea situații de femei care s-au detonat cu bombele. Am citit acum câțiva ani un articol absolut înfiorător. Era vorba despre un interviu pe care i-a fost luat unei astfel de femei, unui copil la momentul respectiv vândut unei trupe de gherilă, trăiau într-un sat foarte, foarte sărac, iar cei din luptătorii respectivi veneau periodic și le oferau bani părinților pentru a lua copiii de acolo. Sărăcia, părinții fiind extrem de săraci. Da, da, da. Și nu numai asta. Povestea era așa. Copilul, ulterior tânăr, era educat încă de la naștere că este o onoare să meargă și să lupte și să trăiască în acel fel. Mergând în tabăra respectivă de gherilă, avea posibilitatea să învețe să scrie, să citească, făceau ore, făceau lecții în fiecare zi, era ca la școală. Numai că, spre deosebire de o școală normală, pe lângă orele respective, existau și ore de educație militară în care ei învățau. Cum aveam și noi, odată pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, dacă vă mai aduceți aminte la școală. Da, mă rog, ne scotea cu pușcociu și grenada. Nu am apucat. Da, eu am apucat. Ne învăța să aruncăm grenade și să tragem cu pușcociu de calibru 6,5. Erau niște pliciuri, dar... Era o treabă, că puneai în mâna copilului arma, știi, ne pregătea pentru armată. Da, cam așa se întâmplă și acolo și, din păcate, sunt foarte mulți. Adică, înainte, ideea mea e următoarea. Înainte să judecăm, să-i judecăm pe unii sau pe alții, să devenim talibani cu ghilimelele de rigoare, ar fi bine să încercăm să vedem și cam ce i-a adus în situația respectivă, cam care este istoria lor, cam cum au trăit, cam cum au fost educați și de ce au ajuns să facă lucrurile respective, pentru că mulți dintre ei n-au avut altă șansă. La nivel global, sărăcia este o foarte bună metodă de control. Asta este o idee tristă în istoria umanității. Când sărăcești intenționat pe cineva, eu sunt convins că s-ar putea rezolva multe din problemele sărăciei din zonele alea, dar sărăcești intenționat pentru a controla. Asta e o mare tragedie a umanității. Mulțumim. Să încheiem emisiunea. Mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi, dacă ați fost, și vă așteptăm și mâine la Facepress. O zi frumoasă și binecuvântată. Toate cele bune, Doamnește. La revedere.